domnule premier, ziceam în felul următor, am promis un răspuns telespectatorilor, zicea președintele Iohannis să lăsăm depresie, să nu intrăm în depresie colectivă, da, și să nu căutăm vinovații în țară. Deși am înțeles că era dezamăgit și supărat. Nu, dezamăgit era luni, asta era miercuri. Am înțeles. Dezamăgit și supărat era luni, miercuri era puțin iritat. Vă rog să vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în 2011. Traian Băsescu și-a asumat eșecul de atunci, când s-a încercat intrarea în spațiul Schengen. Dar cel care a plătit a fost Baconski, ministrul de externe. Deci... Da, măcar și-a asumat-o. Da, dar în momentul de față, vina... Unde s-a greșit? Între acel moment, 23... O să fiu cinic și mă vor înjura telespectatorii. Nu cred. Cred că, în mare măsură, cei care votează sunt de vină. A, întotdeauna, asta oricum, suntem obișnuiți. Dar nu se spune că, din contră, nu sunt de vină. Poporul are întotdeauna dreptate. Bă, părerea mea este că este important să ne alegem liderii în așa fel încât ei să aibă forța necesară. Din păcate, ne îndreptăm spre o zonă de, cu lideri mediocri și lucrurile astea se plătește. Am timp de o întrebare scurtă? Rog, da. Ce ați face acum în privința Schengenului dacă ar depinde de dumneavoastră? Aș juca pe roluri. Diplomația trebuie să continue. Presiune din partea opiniei publice trebuie să continue. În felul ăsta rănești vânatul, ca să folosesc o formulă de la vânătoare. Nu trebuie să-l, nici nu poți, n-ai cum să-l termini, dar să-l dobori. Dar în felul ăsta îi aduci aminte că existi și îi ceri să te ia în seamă. Eu cred că trebuie continuat la nivel diplomatic, nu doar în Austria. Presiunea trebuie făcută pe toată linia Uniunii Europene. E bine că vine președinta Parlamentului European, este bine că continuăm această presiune. Trebuie înțelese și interesele care sunt, dar fără să facem compromisuri majore. Eu cred că unele lucruri vor trebui înțelese ca să vedem dacă sunt unele lucruri rezonabile. Spre exemplu, în anumite situații, anumite firme au fost scoase fără niciun fel de temei. Nu e cazul celor austriece în ultima vreme, dar au fost scoase în alte ocazii de la anumite licitații. Eu cred că trebuie făcute anumite corecții. Trebuie văzut situația mai mare, trebuie înțeles ce se întâmplă și în Europa, dar și în lume. Trebuie să jucăm pe tot terenul, nu doar în relația bilaterală cu Austria. Este insuficient. Trebuie să sprijinim o altă formulă de guvern, nu la nivelul autorităților, în ceea ce privește Austria. Trebuie să facem tot ce putem ca să le creăm probleme. Dar nu în mod oficial, nu autoritățile statului, pentru că asta ar crea o problemă diplomatică solidă. Este, cred, bine că a fost retras ambasadorul, sunt diverse chestiuni în care putem să arătăm că relația s-a răcit, putem să continuăm cu anumite semnale în ceea ce privește opțiuni pentru anumite firme. Trebuie să arătăm că acea deschidere pe care am avut-o pentru Austria nu poate continua în aceste condiții. Deci trebuie o linie fermă și, repet, și, polițistul bun și polițistul rău. Și, desigur, trebuie acționat și pe linia Olandei, că o separare de Bulgaria în momentul de față nu este posibilă. Sau este? Acum, vreau să vă aduc aminte că, practic, bulgarii s-au separat de noi în 2001. Deci ei au intrat în Schengen și s-au eliminat vizele față, da, de ei cu un an înaintea noastră. Deci, dar aici este o... Dar după aceea am recuperat această chestiune și am creat tandemul cu Bulgaria pentru a obține rezultat comun în ceea ce privește NATO și finalizarea negocierilor. Acum, din punct de vedere practic, ar fi greu să ne separăm de ei, pentru că ar trebui să construim o rețea de protecție pe Dunăre în ceea ce privește... Care nu e în ce am făcut până acum. Ar fi greu de realizat într-un termen scurt. Așa încât... Faute de mieux, un couche avec sa femme. O formulă pe care, în sfârșit, sper să n-o traduceți, dar cred că, până la urmă, într-un fel, dacă ne vom bate în perioada următoare, avem șanse bune ca anul viitor să intrăm